Bun găsit, sunt Cătălin Gorea și vă invit la Dosarele X, o rubrică despre crime, accidente și cele mai răsunătoare anchete în care figurează nume cunoscute opiniei publice. Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc a fost pus din nou sub învinuire. Acesta este cercetat pentru depășirea atribuțiilor de serviciu și false în acte publice, comise în iunie 2019. Totodată, procurorii de la cauze speciale anunță că ex-deputatul Vladimir Botnar, zis Borsetka, a fost anunțat în căutare internațională prin intermediul Interpol. Mai exact, la indicația cetățeanului Vladimir Plahotniuc, deputatul afiliat dânsului și-a folosit autoritatea conferită prin poziția sa socială din acel moment ca să obțină buletine de identitate și pașapoarte de călătorie cu încălcarea prevederilor legale pentru persoane din anturajul lui Vladimir Plahotniuc. Astfel, actele de identitate au fost perfectate în lipsa solicitanților prin contrafacerea cererilor acestora fără semnătura lor și fără prelevarea amprentelor digitale sau captarea imaginilor fotografice persoanelor. Mai mult decât atât, actele de identitate le-au fost eliberate învinuiților în aceeași zi. Prin faptele comise au fost încălcate un șir de acte și proceduri obligatorii pentru toți solicitanții. Și pentru că învinuiții se eschivează de anchetă, procurorii i-au anunțat în căutare, iar în privința lui Botnar a fost solicitat și aplicarea arestului în lipsa acestuia. Între timp, procurorii urmează să ceară localizarea și extradarea lui Gheorghe Cavcaliuc pe canale diplomatice. Asta după ce ieri Interpol l-a anunțat în căutare internațională pe fostul șef adjunct al IGP, cercetat în dosarul verde de briliant. Informația a fost confirmată de către șeful biroului Interpol din Moldova, Viorel Țențiu. Cât despre Veaceslav Platon, autoritățile de la Chișinău nu au primit deocamdată niciun răspuns din partea oficiului de la Lyon. Atât Platon cât și Cavcaliuc se află în Londra după ce au părăsit Republica Moldova în vara acestui an. Bărbatul reținut acum două zile fiind suspectat de omorul de la Băcioi va petrece următoarele 30 de zile în izolator. Acesta a fost plasat în arest la solicitarea procurorilor, iar decizia a fost pronunțată astăzi. Escortat în fața instanței, inculpatul în vârstă de 37 de ani a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor. Vă recunoașteți vina? De ce ați tras? De ce v-ați împușcat vecinul? Potrivit procurorului care conduce urmărirea penală în acest caz, învinuitul își recunoaște vina parțial. Acesta susține că a cerut arestarea suspectului întrucât există riscul ca acesta să se eschiveze de la urmărirea penală. Tragedia s-a produs acum 3 zile. Bărbatul împreună cu victima și alți amici au consumat alcool, apoi au ieșit la poartă, acolo unde între ei s-a iscat un conflict. La un moment dat, inculpatul a scos un pistol pe care îl deținea legal și a tras 6 focuri în direcția victimei, un bărbat de 39 de ani. Împușcătura a fost mortală, 4 gloanțe au nimerit în corpul victimei. Dacă va fi găsit vinovat, individul riscă detenție pe viață. Alertă falsă cu bombă la un mall din sectorul botanic al capitalei. Zeci de oameni au fost evacuați după ce administrația centrului comercial ar fi primit un e-mail în care era anunțată că în interior au fost plasate obiecte explozive. Autorii mesajului ar fi cerut 10.000 de lei pentru a nu detona obiectele. Reprezentanții centrului comercial au alertat poliția, iar la fața locului s-au deplasat serviciile specializate care au încercuit zona. A fost raportat fals. După criminalistică sau ce? Da. Palpitant, știi? Interesant. Și noi vreo 2 ore suntem pe aici, nu? Apelul la serviciu 112 a fost înregistrat la prânz. Oamenii legii au fost anunțați de către administrația centrului comercial, care ar fi primit un e-mail în care era scris că în încăpere au fost plasate obiecte explozive. Imediat la fața locului au fost îndreptate mai multe echipaje ale poliției, dar și pompierilor care au evacuat încăperea și au încercuit zona. Specialiștii de la BombTech au început verificările, iar în tot acest timp angajații, dar și vizitatorii mall-ului au stat afară. S-a pornit alarma și am început a ieși. Erau polițiști, paznici, grăbi pe oameni, adică s-a lucrat operativ. Am crezut, de fapt, că e incendiu undeva, poate, prin subsol, că așa spun eu, incendiu.
Și după asta m-am gândit că e ăla de asta, alert falsă, că o mai fost așa ceva. Surse apropiate anchetei au declarat că autorii alertei ar fi șantajat administrația centrului comercial. Aceștia ar fi cerut 10.000 de lei pentru a nu detona obiectele. Mai mult decât atât, dacă banii nu vor fi transferați timp de 3 ore, mall-ul va sări în aer. Totuși, după mai bine de 3 ore de verificare, alerta s-a dovedit a fi falsă, iar oamenii legii încearcă să dea de urmele făptașilor. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă amendă usturătoare sau chiar până la 2 ani de închisoare. Tot de cele 9 cereri ale procurorului general interimar Dumitru Robu privind ridicarea imunității lui Lanșor au fost examinate în comisia de profil și urmează să fie supuse votului la următoarea ședință a Parlamentului. Anunțul a fost făcut de către președinta Comisiei Juridice Olesea Stamati. Comisia Juridică Numiri și Imunități a finalizat examinarea celor 9 cereri depuse la Parlamentul Republicii Moldova de către Procurorul General Interimar Dumitru Robu cu privire la încuviințarea ridicării imunității parlamentare deputatului Ilan Șor și a aprobat rapoartele pe toate cele 9 cereri. Este vorba de perioada anilor 2012-2013, 2014, mare parte, și este vorba de, dacă să luăm așa pe două categorii mari, este vorba de fraudă bancară și aeroport. Cererile au fost înaintate la ședința de săptămâna trecută. Procurorul general interimar a solicitat acordul Parlamentului privind ridicarea imunității deputatului fugar Ilan Șor, precum și reținerea și arestarea, percheziționarea și trimiterea în judecată a acestuia. Șor este cercetat pe 9 capete de acuzare, inclusive scrocherie, spălare de bani, crearea sau conducerea unei organizații criminale, false în declarații, dar și delapidarea averii străine și abuz de serviciu. Atunci Ilan Șor a declarat că noile acuzații sunt o răfuială din partea șefei statului. Președinția a refuzat să comenteze acuzațiile. În 2017, deputatul fugar a fost condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare în dosarul privind frauda bancară. El a fost lăsat la libertate, iar în iunie 2019 a părăsit Republica Moldova. Un funcționar din satul de Reneu, raionul Călăraș, a fost reținut fiind cercetat pentru omor. Acesta este suspectat că ar fi ucis un bărbat și ar fi încercat să ascundă crima. Surse din cadrul anchetei ne-au comunicat că suspectul este consilier local. La sfârșitul săptămânii trecute, acesta a sunat la poliție și a comunicat că a găsit în vila lui cadavrul unui bărbat care era paznic la iazul său. Imediat la fața locului au intervenit oamenii legii. În cadrul investigațiilor, aceștia au depistat pete suspecte pe un perete. Bănuitul ar fi încercat să ascundă crima, întrucât urmele de sânge ar fi fost răzuite, iar peretele vopsit cu un creion. Totodată, medicul legist a stabilit că victima a decedat după ce ar fi fost bătut crunt. Oamenii legii au ridicat și hainele proprietarului locuinței și au stabilit că acestea erau murdare de sânge. Astfel, în urma investigațiilor, consilierul a fost reținut pentru 72 de ore. În cadrul audierilor, acesta s-a încurcat în declarații, spun oamenii legii. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă până la 15 ani de închisoare. Incident grav la penitenciarul Pruncul. Un gardian a fost atacat și înjunghiat cu un cuțit de către un deținut. Cazul a fost înregistrat cu puțin timp în urmă, iar angajatul a fost transportat la spital. Potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor, angajatul intrase în celula deținutului pentru efectuarea unor măsuri de regim. Individul, care își spășește o pedeapsă de 12 ani de închisoare, l-a înjunghiat în piciorul drept. Imediat a fost alertată poliția, dar și medicii de pe ambulanță, care au transportat gardianul la spital pentru îngrijiri medicale. Starea acestuia este satisfăcătoare. Deținutul a fost izolat, iar în acest caz este investigat de Inspectoratul de Poliție Buiucani. Tragedia în raionul Cimișlia. Un bărbat a murit după ce mașina pe care o conducea s-a izbit violent într-un copac. În urma impactului, șoferul a rămas prins între fiarele contorsionate, iar automobilul a luat foc și a ars ca o torță. Potrivit poliției, apelul la serviciu 112 a fost înregistrat în această noapte aproape de ora 2. Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit că un automobil de marca BMW a derapat de pe șosea, s-a lovit violent într-un copac și a luat foc. În urma impactului, vehiculul a fost făcut zob, iar șoferul în vârstă de 30 de ani a rămas blocat în interior. A fost nevoie de intervenția salvatorilor pentru a scoate corpul carbonizat al bărbatului. Alte circumstanțe urmează a fi stabilite de oamenii legii. Atât pentru rubrica de astăzi. Vă aștept și mâine, tot de la 18:50 de minute, cu alte informații. Rămâneți cu TV8, pentru că imediat după urmează știri cu Angela Gonța. O seară fără incidente vă doresc!